Vor fi peste 150 de modele și ăsta nu este singurul cu Color Squad. Avem multe, multe altele. Urmăriți descrierea dacă vreți să vedeți mai multe detalii. Salutare, mă, și faină, băi, fraților, de când am mai făcut așa un car vlog, bine, fac, doar stăm în mașină și vorbim, ca idee, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și hai să-i dăm drumul treburilor importante, mă, băieți. O să scoatem ediția a doua de mărci, în primul rând, și o să scoatem cele mai mișto huse de telefon. Întreb pe puțin videoclipul pentru că îi mulțumim sponsorului nostru de astăzi, eneba.com, fate, unde găsiți cele mai fresh reduceri de săptămâna aceasta. Este săptămâna de FIFA, ca și cum, știi? Deci dacă vreți să aveți aici să vă pregătiți Future Stars-urile pe FIFA 2021, nu uitați că puteți să vă luați Game Points în FIFA, pe Fortnite Coins. Pe sus, oricum, după cum vedeți, aveți și acolo magazin, jocuri, carduri, cadou, puncte de joc, IG pentru Xbox, pentru PC, pentru Nintendo și multe alte lucruri pentru software. După cum vă spuneam, nu ezitați să folosiți promocodul COLO pentru cele mai fresh reduceri, acolo 3% reducere cashback aveți din partea mea și v-ați spus acolo, vedeți metodele de plată pe ecran, PayPal, Neosol, Visa, Card, bineînțeles că aveți acolo foarte multe metode de plată. Nu uitați că pe enema.com avem acolo suport 24/7 pentru orice probleme întâmpinați, le scrieți acolo la băieți și este un site cu Trustpilot și au peste 25.000 de review-uri pozitive, ceea ce este pretty cool. Așa că ce mai așteptați, luați-vă acolo pe FIFA 21, folosiți promo codul acolo și suntem așa cu toții. Să trecem la clip. O să fie foarte mișto aceste huse de telefon. O să încerc scuze de la bun început dacă o să vedeți și unghiile mele care sunt netăiate. Pur și simplu nu m-a dus capul să-mi taie unghiile, dar nu este niciun fel de problemă. Așa că hai să începem nebunia. Nu uitați că husele o să le găsiți în descriere ca idee. Nu știu dacă când o să postez acest videoclip o să apară încă, dar să rămâneți updatați pe site-ul nostru www.coloscoad.ro, de unde puteți să vă luați cel mai fresh merch, bineînțeles, și acolo o să vedeți și husele în câteva zile, dacă nu le vedeți când apar acum. Este o husă pentru 12 Pro Max-ul meu, spre exemplu, este pe un bleu, cea de culoare neagră, am dat-o lui Andreas ieri, dar dacă ați văzut la mine pe live stream, ați văzut-o cum arată, arată foarte, foarte mișto. Este mișto că este și texturat așa, este 3D, cum s-ar spune, nu știu cum să vă explic. Husele sunt foarte calitative din punctul meu de vedere, adică ocupă spațiu perimetral, așa să zic, al telefonului, știi, și are și un fel de bordurică mică care protejează totuși dacă scap telefonul, știi, gen așa. Dar oricum recomand și o folie, adică dacă tot vă luați o husă, recomand și o folie. Mi-am pus și o protecție de asta de camere. O să sunt în discuții cu cei de la Itel Mobile să fac această colaborare cu ei, să zic așa, și le mulțumesc pe de, dată, pe de altă parte pentru că mi-au dat, uite, câteva modele de huse și am făcut câteva lucruri. Chiar ei însuși nu au fost mulțumiți, să zic așa, de calitatea printului, cum s-ar spune, pentru că este vina mea, am dat o imagine destul de proastă, adică aveam imaginea asta de pe telefon și nu era la calitate maximă și nu era vectorial și din pricina asta, practic, nu a ieșit la calitate super. Ok, bine, mi se pare foarte șmecher, nu știu ce li se pare lor că nu le place. Dacă vă uitați atent, aici are o bordurică mică albă, v-am spus, astea sunt niște sample-uri, practic, deci nu o să fie așa, o să fie la o calitate mult, mult, mult superioară. Și mai ne-a dat niște gadget-uri și vreau să vorbesc despre ele. Până vorbesc despre ele, hai să vă arăt husele despre ce este vorba. Așa, o secundă, că mai am aici câteva chestii. Bun, pentru cei care au telefoane normale, adică dacă puteți să optați pentru o husă de genul ăsta de tip silicon, ca și cum, știi, și putem să optăm pentru o husă de genul ăsta, bine, cred că tot de silicon este și asta, este mult mai îndoibilă, să zic așa, știi, gen. Și asta mi se pare mișto pentru că calitatea lor este foarte, foarte bună. Uitați cum fac husa efectiv, o fac în toate felurile și ea revine efectiv la forma inițială, adică dacă o pui așa, știi, gen, revine la forma inițială, atât timp cât o pui pe un telefon, știi, gen, ea o să fie fitus. Mi-am dat seama că este o husă pentru iPhone 10 și eu am luat un iPhone 7, nu știu de ce m-a dus capul cu chestia asta așa, mă rog. Aici unde scrie Instagramul meu, bineînțeles că nu o să fie cu Instagramul meu, clar, știu, o să încerc să fac ceva în premier să fie cu Instagramul vostru, încă lucrăm la chestia asta pe site și chiar că o să fie super, super mișto, încă mai lucrăm la design, să spuneți ce părere aveți pe designul ăsta, știți că eu mereu sunt cu roșu și negru, cum este și tematica mașinii, dar am vrut să și filmez aici, mi se pare super, super cool, băi, arată foarte, foarte bine, pe margine aici, dacă este o husă curbată, nu o să vină la fel cum este, uitați aici, arată din partea asta alta aici, este cel mai bun exemplu. Asta este o husă pentru iPhone 12 Pro Max, ceea ce mi se pare super, super cool, este că protejează practic și aceste margini de camere, știi, gen, asta mi se pare chiar super, super cool, după cum puteți observa, asta nu protejează, asta și protejează toate marginile camerei, dar atenție, nu la toate husele să fie cu protejarea asta, depinde de telefon, știi, gen, sunt vreo 2 sau 3 modele care permit și ce e mișto la 12 Pro Max este că tu practic vezi această chestie transparentă. De ce? Pentru că chestia asta este pe drept. Când se face printul respectiv, n-ai cum să faci, de exemplu, să pui acest print și pe partea asta, știi, gen. Asta este un feature care
Nu că mi se pare mie nasol, până la urmă, asta este curbată, husa, și de-aia este printr-o până la jumătatea ei ca și cum, și asta nu este curbată, deci este o diferență, caz că aveți 12 Pro Max sau telefoane care sunt efectiv drept. Sunt două, trei modele de huse care efectiv au acest feature. Mi se pare foarte mișto, foarte quality, din punctul meu de vedere, v-am spus, poți să o faci în orice fel, asta mi se pare super mișto și super calitativ la ele, că pot, ele revin la forma inițială, știi, și asta e chiar super mișto. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai am încă una normală, care nu am făcut niciun print, este un blank ca și cum, știi, așa o să vină husele normale, știi, gen pe culoarea asta, pe culoarea asta, și mai sunt încă vreo 3 culori, mai este și una pe roz pentru fete, de ce nu, mai este și una, dacă nu mă înșel, pe roșu. O să vi le prezint și pe live stream, că nu am apucat acum să le iau pe toate, pentru că v-am spus, astea sunt doar niște sample-uri și încă lucrăm să avem cea mai bună calitate pentru voi. Astea le-am și testat, să-mi spuneți și voi feedback-ul în secțiunea de comentarii, este foarte, foarte important. Dacă vă place, dacă nu vă place, husele o să fie sub prețul pieței, adică cum știți că am avut probleme cu cei de la Mobile Fox, în fine, nu le fac hate sau ceva genul ăsta, dar pur și simplu am avut foarte mari probleme cu ele pentru că mi-a venit husele sparte și etc. Dacă aveți orice fel de probleme cu husele pe care o să le comandați de la Itel Mobile, veți discuta cu suportul lor, să zic așa, un număr de telefon pe site și cu siguranță vă vor schimba produsul sau vă vor returna bănuții înapoi, pentru că așa mi se pare normal. Mai avem aici, uite, husa asta, era husa Alexandrei, foarte mișto mi s-a părut și pentru fete, dacă vreți, v-am spus, ignorați acel Instagram de acolo care este sus, pentru că nu o să fie cu Instagram, o să zicem să facem ceva personalizat cu voi, dar mi se pare că doar 15 caractere se poate pune, știi, dacă vrei să pui un Instagram sau un TikTok, mi se pare super cool să faci așa ceva genul personalizat și arată foarte, foarte, foarte mișto. Deci, dacă vreți o astfel de husă, v-am spus să rămâneți acolo cu ochii pe site. Mai mi-au dat băieții ăștia la Itel Mobile, stai așa o secundă să facem o chestie, un suport de telefon și acum vreau să-i fac un unboxing. Stai că era sigilat, ok. Bun, hai să vedem cum este, ce este acest produs. Este un suport de telefon, practic. I-am spus, băi, fată, n-am și o mașină, un suport de telefon mișto. Și mi-au spus, știu că tu ești cu tematica cu roșu, cu negru, mă, acolo. Și o să-ți dăm aici suportul ăsta. Bă, ce mă enervează unghiile astea, că nu le-am tăiat. Și asta poți să pui practic și pe bord, știi, și să spui asta așa, sau poți să pui chiar și pe geam, știi, gen. Adică are mai multe chestii și dacă nu mă înșel, știam, se și mărește, știi, gen. Mi se pare foarte mișto, foarte premium, foarte calitativ și la un preț foarte accesibil. Este până într-un milion, dacă nu mă înșel, dacă nu o să vă las un link în descriere de unde puteți să vă achiziționați și voi un astfel de produs. Dacă vedeți o grămadă de păr pe mine, este din cauza lui Thor, că na, așa e viața cu un câine. Deci, practic se face prin pușarea gravitației, ca și cum, știi, adică dacă tu îți pui telefonul aici, știi, el se strânge ca și cum, știi, gen, n-are cum să scape de aici decât dacă s-ar duce în sus, gen, da, nu prea e cum să ajungi cu mașina invers, decât dacă te duci. Așa, frumos, bă, arată destul de mișto, e practic e mic, mie îmi place că e roșu cu negru, știți că boala mea e cu aceste două culori, sau, mă rog, una este o non-culoare, una este o culoare, v-ați prins? Da, e simplu de montat, e ok. Așa, și unde aș putea să pun eu asta acum? Asta e să mă gândesc eu așa, măi, în mașină pe aici. Bine, aș putea să o pun și aici. Mamă, ce tare vine aici. O să revin eu cu un update, cum și o să văd unde o să montez, dar cred că o să montez mai mult pe bord. Foarte mișto e jucărioara asta, știi, gen. Super tare. Bine, și mai erau foarte multe gadgeturi pe site, adică puteai să ți le comanzi orice fel. Puteai să dai și cu încărcare și cu wireless charging. Eu n-am vrut cu wireless charging pentru că telefonul ține foarte mult bateria și nu m-a interesat chestia asta. Mai ne-au dat băieții de la Itel Mobile o chestie de la Baseus, vă că se numește. E un suport de telefon pentru cine, de exemplu, are ore online sau ceva de genul ăsta, știi, gen. E foarte mișto și foarte practic și arată foarte bine ca design. Mie îmi place foarte mult cum arată și este, dacă nu mă înșel, 100 sau până în 100 de lei. Nu vreau să vorbesc prostii, v-am spus, mai bine urmăresc descrierea. Se și ajustează cum a venit în sus și în jos și în stânga dreapta, bineînțeles că se poate face cum vrei. Și tu practic poți să spui telefonul și are și wireless charging pe chestia asta, pentru că tu poți să-l bagi la încărcat, atenție. Știi, și spui telefonul aici, de exemplu, și când ai un meeting sau ceva, știi, pe Zoom sau ceva de genul ăsta, știi, poți să-ți ții telefonul așa, știi, asta mi se pare super cool, știi, ca și feature. Adică uite, de exemplu, cam așa s-ar vedea la mine dacă mi-aș ține telefonul pe Zoom, știi? Și mi se pare că este un gadget foarte mișto și țin și telefonul, știi? Asta mi se pare că este o chestie mișto pentru cei care sunt cu școala online sau alte chestii. Și poți să spui chiar și o tabletă, de ce nu? Dar dacă nu poți să spui tableta pentru că probabil este prea grea, avem soluția, cum s-ar spune, pentru că ne-au oferit o chestie, un suport pentru tabletă. Stai să vedem dacă e tot de la aceeași producător. Fold Unfold se numește acest chestie. Uite, desktop stand. Așa se numește această chestiuță și îți spune aici cum poți să spui și bine și telefonul și tableta. Asta este mai mișto, sincer. Adică mie îmi place mai mult. V-am spus, toate link-urile să le găsiți în descriere. Ia să vedem.
Nu știu, mi se pare că arată și mai mișto și ăsta e mai țapăn, așa, știi, gen, parcă ăsta e mai țapăn, știi? Și ăsta e mișto că se și reglează, știi, stânga, dreapta, sus, jos, în funcție de cum vrei tu, știi? Poți să-l ajustezi și să-l pui cum vrei tu, știi? Odată ai cu telefonul, bine, am pus invers, dar n-are nicio importanță. Și cu siguranță, dacă vrei să spui tableta, poți să spui și tableta și o ajustezi așa, de exemplu, cum vrei. Asta mi se pare chiar un feature super, super, super mega cool. Bravo, tată! Da, m-a spus, bă, mi se pare niște produse super bune, super calitative. Poate, cine știe, o să facem și un giveaway cu ele. E foarte practic pentru că îl bagi în buzunar, așa, știi, gen. Foarte tare, bun. Și mai avem aici încă un, tot așa, pentru suportul mașinii. Am văzut chestia asta, mi se pare că e vreo 20 și ceva de lei sau 30 de lei. Dar mi se pare cea mai tare chestie ever. Și pentru mulți șoferi care vor să aibă un suport de telefon foarte, foarte rapid. Asta este un suport magnetic. Așa, așa arată ca și cum. Și ăsta e un magnet care prinde în spatele telefonului. Dar uitați, nu știu dacă auziți sau simțiți, mamă, cât de puternic este magnetul. Adică, nu știu dacă simțiți la numai cât de tare și face efectul, știi, gen. Și aici are o chestie de silicon, practic nu este un 3M, nu știu cum să vă arăt. E un fel de silicon această chestie, că am încercat eu să o dezlipesc un pic și mi-au recomandat băieții că dacă îmi pun așa ceva, e posibil să o dau foarte greu jos. Bine, cu un fion și cu o gută, cred că pot să o dai jos, ok, dar cât de tare se lipește acest magnet, mi se pare super incredibil, știi, gen. Pentru 25 de lei eu mi-aș pune chestia asta pe telefon, dar nu știu unde să o pun pe bord la mine, știi, sincer că nu prea mai am niciun loc disponibil pe bord ca și cum, știi? Gen că mi-aș pune-o pe aici pe undeva, dar nu este pentru mine, știi, unde aș putea să pun suportul ăsta de telefon. Știi că l-aș monta undeva, dar n-am unde. Acum mi-am dat seama că mașina mea vine mai în colțuri, mai așa. Bun, și mai avem încă un produs, dacă nu mă înșel, ceva mișto pentru laptop, știi, pentru poziția laptopului. Dacă vrei să aveți, foarte mișto că este nichelat, o să vi-l arăt imediat. Chiar le mulțumesc băieților la Item Mobile, v-am spus că link-ul le găsiți în descriere. Nu am nicio chestie cu ei sau ceva, adică pur și simplu încă nu am semnat niciun deal cu chestia asta, cu husele sau ceva de genul ăsta. Eu doar vreau feedback-ul vostru ca să putem să știm dacă facem vreo colaborare sau nu. Așa, bun, ăsta este suportul. Dacă vezi, adică este ajustabil cum a venit, poți să-l dai. Așa, deci poți să-l dai cum a venit în toată chestia asta, așa un pic, ca să vedem cum se montează. Bun, are aici niște piciorușe, dacă nu mă înșel. Așa, uite de aici. Bam și bam. Și tu piciorușe astea le setezi cum vrei tu. Uite, de exemplu, să-l pun la nivelul 3. 3 cu 3. Bine, pe mine m-ar fi ajutat mai mult dacă eram acasă pe o suprafață care era dreaptă, știi, să zic așa. Și laptopul tu practic poți să ți-l ții așa la înălțime, astfel încât poziția ta când stă la laptop să stai puțin mai sus, adică să nu stai așa și să tastezi, știi, gen. Asta mi se pare super cool, poate o să mai fac un cadru când o să ajung acasă ca să pot să vă spun cum să vă puneți laptopul, știi, gen. Mi se pare că e așa și nu ține nici căldura, fiind nichelat așa bine căldura. Da, e vorba că se lipsește și laptopul, știi, că nu stă pe masă, știi, direct. Și are și un nivel bun. Mi se pare foarte mișto, foarte calitativ, adică cum arată, știi, și nichelul ăsta așa, are și niște piciorușe astea de cauciuc ca să aibă un grip bun pe masă și vine și într-un socolet ăsta care mi se pare mie foarte premium, gen, adică na, pentru prețul lui mi se pare că este super ok. Băi, băieți, sunt foarte încântat sincer de huse, de bea aștept să iasă pe piață, nu știu, mi-a plăcut foarte mult acest model albastru, bineînțeles că eu sunt așa mai black and white, cum s-ar spune, dar nu am avut modelul disponibil, să zic așa, adică l-am dat lui Andreas, știți că Andreas e fratele meu și i-am dat ieri când am venit, am dat în exclusivitate prima lui husă și n-am mai apucat așa, dar a văzut-o cred că pe livestream, este la fel, dar numai că este de o culoare mai închisă. Asta e toată șmecheria, nu știu, mie mi se pare că arată foarte, foarte bine, nu știu, foarte bine și la margini și peste tot. Vor fi peste 150 de modele și ăsta nu este singurul cu Colo Squad. Avem multe, multe altele, urmăriți descrierea dacă vreți să vedeți mai multe detalii. Foarte mișto, foarte mișto arată, adică eu sunt încătat și o să folosesc produsul ăsta, că am mai văzut că mai fac alții reclame la huse de telefoane și după ce a făcut advertising-ul, nu mai folosește husa, v-ați prins. Mă rog, nu vreau să fac hate nimănui în acest clip. Interesul acestui clip a fost, din primul rând, din frustrare, pentru că mi-a venit o husă și am plătit 120 de lei pe ea și nimeni nu m-a băgat în seamă, de la o altă companie, nici nu mai vă spun pe toți numele. Și asta mi se pare foarte nașpa. Bă, fată, dacă eu cumpăr un produs, vreau să am suport, adică știi, gen, vreau să știu că poate să mai rezolve cineva, să o dau retur, să pot să-mi iau bani înapoi sau chestii de genul ăsta, știi? Și asta am văzut la cei de la Item Mobile. Și v-am spus, încă eu nici nu am un deal semnat cu ei. Dacă voi o să fiți mulțumiți în acest videoclip și în acest feedback de cum arată cel puțin aceste huse și v-am spus că astea nu o să fie la calitate chiar maximă, acum este la calitate de 30% cât am avut eu pe telefon.
telefon, o să avem vectorial și o să fie la calitate mult mai bună și nu numai cu Color Squad, o să fie și cu Respect și cu toate chestiile pe care le avem noi, bineînțeles sunt mărci după cum le puteți vedea și pe mine ca și cum. Și ce să zic, ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Nu uitați să ne susțineți cu un like, un subscribe și un share. Dacă vă plac cursele, dați-ne acolo un comentariu ca să ne spuneți feedback-ul vostru cum este. Și pentru celelalte produse o să le găsiți în descriere. Ne vedem data viitoare, Respect! De când mă știu sunt șefan, sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic Respect.